Evenimentul s-a petrecut ieri când o femeie de 46 de ani din municipiul Botoșani a sunat la 112 declarând faptul că în timp ce traversa strada pe trecere de pietoni un șofer a acroșat-o, iar conducătorul auto nu s-a uitat înapoi și a mers mai departe. Victima nu a suferit vătămări corporale, însă s-a gândit că probabil autorul ar fi sub influența alcoolului. Astfel, forțele de ordine au pornit în căutarea acestuia. La scurt timp a fost identificat în trafic și legitimat. Bărbatul de 61 de ani este din municipiul Botoșani și a fost testat cu etilotestul. Aparatul a indicat o valoare de 1,15 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul de 61 de ani avea o alcoolemie de 1,15 mg per litru în aerul expirat. Față de acesta se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.